enamorează cu prezența, sunt persoane apreciate și sunt oameni care merg înainte. Eu am observat la foarte mulți dintre acești artiști, așa zis, amatori, pentru că la cât studiază și cât lucrează cei mai mulți dintre ei, nu cred că termenul se ne potrivește. Am observat o dorință foarte mare de a crea, de a lucra, de a se perfecționa. Am observat modul lipsit de răutate și de invidie cu care privesc lucrările colegilor. M-am întâlnit cu ei sau cu ele, mă rog, în diverse expoziții și sunt convinsă că peste câțiva ani ne vom întâlni cu mulți dintre ei care vor ajunge mai departe decât această galerie și prin ei și galeria își va căpăta faimă. Dacă se sortește, nu sunt la televiziune, nu se spune în cască, dar nu se spune în cască că și doamna Elena Oprescu dorește să spune ceva. Dați-mi un pic de cască. Am ascultat pe toată lumea. Și am zis că nu se poate. Să nu vorbesc un pic despre Neluța. Am cunoscut-o într-o perioadă destul de dificilă din viața mea, dintr-o postare pe internet. Avea ceva postat despre activitatea ei în internet. Da. Eram în Italia atunci. Era o situație destul de critică pentru mine. Datorită ei am depășit-o. Tot datorită ei am reușit să tipăresc două cărți, două volume. Mulțumesc. Împreună cu ea am călătorit. Am dormit într-un pat împreună. Da, spunea și da. A fost la mine acasă. A fost la fica mea acasă. A fost cu mine la locă. A fost cu mine. Am plecat pur și simplu de la mine din Petroșani și am ajuns. Pe Marea Cerului, în Herculane, dacă mai dura un pic drumul, rămâneam fără benzină. Telefoanele oricum n-aveau semnal. Din patru. Și am zis unde am plecat, unde vom ajunge, o să ne mănânci o pustină. Și de atunci, cum să vă zic, sunt câțiva ani de când ne cunoaștem. Și-s venită din Petroșan special pentru evenimentul ei. Ne-am bucurat. Mulțumesc pentru tot. Și mai trebuie, mă iertați un pic, mai trebuie să mulțumesc doamnei Felicia Drăgușin. Împreună m-a ajutat. Ea mi-a corectat materialul, m-a ajutat pentru cu editura. Mulțumesc. Apropo, dacă aveți de gând să scrieți, vă recomand cu atâta dragoste pe Felicia Drăgușin, care nu va fi numai editor, ci vă va fi mentor în ale scrisului, vă va da la fundurezi dacă veți greși, vă va trage de urechi dacă veți greși să veți rătăci drumul și vă va ajuta să înțelegeți cum e cu scrisul. Cu mine a fost blajină, este foarte adevărat. Dar am și eu încă carele mele. O să le mai corectez. Acum o să mențin un pic cuvântul, pentru că este necesar să mă eliberez puțin sufletește și să mai spun și eu două vorbe. În afară de volumul inițial acesta, care a fost tipărit, pe care mi-l doream așa, la vremea respectivă, așa aș fi vrut să arate atunci. Dar n-am știut să cer, n-am știut să explic și n-am găsit nici persoana care să înțeleagă ce vreau. Din acest motiv, mă înclin
Și mulțumesc din suflet, Angelo, că te-am cunoscut. Îți mulțumesc că n-a trebuit să-ți explic de 10 ori ce vreau. A înțeles tot ce mi-am dorit printre rânduri. Eu i-am spus așa ideea de bază, iar el a făcut ceea ce vedeți. Și eu cred că spune mult. A venit cu idei, m-a povăzuit, m-a învățat, nu știu multe din tainele grafice, este foarte adevărat. Apoi nu pot și nici nu vreau. Încă o dată mulțumesc, Angelo. Este o onoare că te cunosc. Nu pot să nu-i mulțumesc lui Elena. Să faci 500 de kilometri pentru un eveniment, fie și pentru sora ta de suflet, este un efort major pentru un pensionar. Ea a făcut. Îți mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei Tofan, că a avut încredere în mine și mi-a propus să fac și lucruri altfel decât făceam până atunci. E, și iete că ies. Nu știu dacă ies 100% bine, dar ies. Mă străduiesc. E, și o să cad. E, și o să mă ridic. Care-i problemă? O să dau de gard vreodată. O să mă lovesc de mai bine. Dar mă voi perfecționa. Atât când îmi va îngădui Dumnezeu. Apoi, vă mulțumesc, domnul Roșia. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să-mi propuneți să fac o lucrare care aproape că mi-este frică să nu cumva să mă depășească. Dar mă străduiesc. Vă promit că voi da varianta mea cea mai bună. Nu știu ce va ieși, dar știu că sufletul meu este în lucrarea pe care am discutat-o amândoi. Vă mulțumesc. Apoi, lui Felicia i-am mulțumit, nu mai revin la ea, chiar dacă aș face-o de un miliard de ori, pentru că ea a fost farul ăla, călăuzitor. Ăla, primul. Zăzărea că am făcut paginarea, nu colectora, colectora a făcut-o cineva din echipă, o paginare, așa zăream pagine. Da, nu știu, tu ai fost cu bucătăria, nu mă pricep. Da. Apoi, îi mulțumesc domnului Popescu, cu care am făcut cursurile de infor energetică, pe care îl iubesc și îl apreciez. Că și-a făcut timp să fie aici cu mine. Ne întâlnim rar. Dar când ne întâlnim, ne întâlnim cu atâta bucurie că n-am cuvinte să-i mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Popescu. Mulțumesc Institutul Cloatrian, care este un tânăr coleg de la mine, de la OMV Petrom, de unde am ieșit la pensie, pe care l-am pus în suferință la vremea respectivă și mi-asum. E. În sensul că, mă rog, am avut niște probleme de serviciu pe care, în final, le-am soluționat cu bine. Și după ani și ani, eu, tânără pensionară, am fost abordată de el pe Facebook. Apropo, e bună tehnologia aceasta. Ne-am regăsit și de atunci nu există eveniment ca el să nu fie alături. Ce pot preciza? Elena vine de la 500 de kilometri din Petroșani. El vine de la Bolivia. La toate evenimentele, oricât de devreme sau de târziu sunt. Apoi, aș vrea să vă iau pe fiecare în parte, dar cred că toți știți că vă iubesc cu adevărat și sincer. Și vă mulțumesc și sunt onorată că sunteți aici. Îi mulțumesc frumos tânărului care acum câțiva ani, în 2015, a fost primul care mi-a făcut DVD-urile, concret, le-a înregistrat, că nu știam să fac. Era prima mea expoziție, după cea de debut de la Asociația Artiștilor Plastici, și era prima expoziție de după acel debut la Sala Danes. Iar dumnealui lucra la un centru de copiere și Xerox și nu știu ce, m-am dus la dânsul, m-a plăcut prima, adică face! Și cartea, varianta audio a acestei cărți, la Cluj. Ceea ce mi-a făcut o plăcere absolut specială. Aș mulțumi din suflet, în primul și în primul rând,
Supremului, pentru că El m-a ajutat să fiu aici. Mi-a dat atât de multe daruri și haruri, încât mă rog mereu să fiu vrednică de aceste daruri și să le înmulțesc, să pot să dăruiesc oamenilor mai. Deci, încă o dată, mulțumesc fiecare în parte. Mă bucur, Gabi, pentru că am putut să fiu și eu liant între tine și Angelo, ca lucrările tale să ajungă unde trebuia. Mă bucur că te-am auzit și că am deschis urechile repede de tot. Te-am repesit eu un pic, dar în dorința de a te ajuta, aș face-o cu oricine, oricând. Că este tânăr sau bătrân, că este bogat sau sărac, că este frumos sau urât, pentru mine oamenii sunt esența vieții. Orice aș face în momentul respectiv, dacă un om mă sună sau mă abordează direct, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc! Din ați auzit azi aici mult despre lucrurile care s-au întâmplat. S-a vorbit și despre ceea ce se întâmplă acum, s-a vorbit despre ce se va întâmpla cu lucrările de pictură ale doamnei Stăicuț. Da? Eu aș mai vrea să spun. Da, imediat. Dar trebuie să vă spun, pentru că tot vorbim despre viitor, expoziția de pictură pe care am încheiat-o astăzi și la de mesajul care ați fost cei mai mulți dintre dumneavoastră, Fețele Câmpiei, știți că a pornit de la un proiect pe care l-am avut cu Liceul de Artă din Slobozia. Colaborarea mea și a colegii mele cu Biblioteca, de fapt cu Centrul Cultural UNESCO din Slobozia, va continua și vom merge acolo pe data de 10 mai. Și discutând cu doamna de la bibliotecă, este vorba de un proiect de promovare a lecturii, a cărților, se numește Book Buddy și face parte din proiect european internațional. I-am spus, m-a întrebat ce faceți. Zic că acum tocmai ascultam o carte a unei doamne care expune pictura la noi la galerie și e o carte. Dar despre ce este cartea? Cartea este despre bioenergie, am zis eu așa la repezeală. După aceea am citit mai, i-am povestit mai pe lung și a spus, dar vă rog să veniți cu cartea și la noi. Așa că pe 10 mai vom merge la biblioteca din Slobozia, din județul Ialomița și după aceea la o bibliotecă sătească, îmi pare că am uitat numele satului, doamna mi-a spus unde mergem, la 15 km și în ambele locuri vom prezenta și aceste cărți. Vă întâlniți cumva și cu doamna Nina Beciu, care face asemenea lucruri? Nu știu așa. Dar mergeți la dar oricum mergem și cu dumneavoastră, asta urmează la Casa de Cultură Ionel Perlea, da, nu? Da. La Ionel Perlea. Pe da. Dumneavoastră v-am anunțat deja, fără să vă întreb. Mulțumim. Da. N-am făcut încă afișul, adică, mă rog, nu eu fac afișul. Nu știu dacă îmi cap un afiș, să nu spunem. Nu, este o doamnă acolo care se numește Ioana Balog, da, este, și da, care da. Este o persoană deosebită și cu care am avut o colaborare pe care mi-aș dori să o am cu oricine. Deci vedeți că lucrurile bune până la urmă, multă perseverență și dacă știm să ne unim între noi și să colaborăm, lucrurile bune merg mai departe. După ce am să îi mai dau o dată cuvântul doamnei, o să rugăm pe doamna Stăicuț să ne citească una sau două din poeziile domniei sale, pentru că e foarte frumos să vorbești despre poezie, dar cred că este și mai frumos să o asculți. Mulțumesc frumos că mi-ați acordat această șansă, pentru că la primul discurs am fost foarte emoționată. Vreau să vă spun că în această sală există o persoană pe care n-am văzut-o de 45 de ani. Această persoană este persoana doamnei diriginte, profesoara mea de română și diriginte din clasa 8-a, o știu pe numele de Mihai Maria. Nu știu, e căsătorită, nu-i cunosc numele actual și vreau să-i mulțumesc din suflet. Dumnezeu, pe ultima teză de română din clasa 8-a, de fapt, în decursul anului școlar, mi-a spus că, la sfârșit, o să ne
fac un fel de prezicere pentru fiecare în parte, pe ultima teză, pe ultima care. E, acest lucru mi-a rămas în minte, doamna, pe care tu mi-a scris așa. Vei ajunge un om integru, dar trebuie să ai grijă de prietenii pe care ți-i vei alege. N-am avut grijă. N-am avut grijă, doamna, de lucrurile. Dar mi-a prins eu nu rea cea mare, pentru mine să mă amintesc într-un asemenea context. Pentru asta mulțumesc foarte mult. Înainte să începem să ne jucăm puțin, pentru că eu trebuie să mărturisesc un mare secret. Eu sunt maimuță de foc și îmi place atât de tare să mă joc, cum nu puteți să vă dați seama? Și până când domnul Popescu Mihail va spune două, trei vorbe, pentru că mi-a tot făcut semn, vreau să spună și de oarește, am să vă rog, una, două persoane, câte poezii ați dori să auziți, din direct, spuse de autor, nu spuse pe DVD-ul și respectiv CD-ul, care e tot vocea autorului, gândiți-vă la un număr de la 1 la 60, ca să nu aleg eu. N-am vrut să aleg. Iată așa. Să vedem universul. Ce poezie vrea să vă citesc eu? 11. Ok. Îl citim pe 11 după ce va spune domnul Popescu Aleșe. Eu vă cunosc pe doamna Mărâța Stecuț de 21 de ani. Exact. Și m-am bucurat când am aflat că a început să scrie, am aflat și câteva detalii privind felul cum a mers pe calea scrisului. Am fost și la câteva din expozițiile domniei sale de pictură, și populară și naivă. Și am ținut în mod deosebit să vin cu această ocazie aici. Fiind și un iubitor de poezie, m-am gândit să vă spun astăzi un poem al lui Tudor Arghezi, care se numește Din drum. Și se referă la generozitatea. E un fel de artă poetică archeziană. Te cânt și acum, din depărtare, necunoscut, ascuns și tutelar, și-ți mai trimit ale anul literare, cuvinte în manuscris și de tipar, fără să vreau, fragilă cititoare a stihurilor mele bărbătești, să știu, trecând prin timp călare, nici cine sunt, nici cine ești. Copacul, darnic cu găteala lui, de sus își pierde foi de argintărie, căzând în drumul oricui, în suflet sau pe pălărie. Au soare tu, ivindu-te domol, nu-ți arunci tu fulgerile lungi, nu-ți vergi lumina toată în gol, nepăsător pe cine îl ajungi. Vă mulțumesc din suflet. Să spun, în această clădire, când eram eu student, acum aproape 50 de ani, erau niște ateliere ale Politehnicii, iar imediat după 90, aici a fost evacuată Biblioteca Centrală Universitară, pentru că era clădirea... Era goală clădirea. ...avariată astăzi. Nu, nu, povestea este alta. În 89, clădirea a fost evacuată pentru că urma să fie demolată. Din fericire a venit decembrie 89 și clădirea nu a fost demolată. Fiind goală și fiind proprietatea Centrului Universitar București, în momentul în care biblioteca a fost avariată, normal că a fost mutată aici. Și în 98, mi se pare, 97-98 am plecat biblioteca și în 99 ne-am întors parțial. Exact în partea asta de clădire și după aceea s-a terminat renovarea. Dar ea arăta jalnic, pentru că, vă dați seama, când s-a plecat vederea demolării, am înțeles că vreau să mă lani pe aici, că era ceva... Dar, din fericire, sunt... A fost un... Da. Deci, mi s-a sugerat să citim poezia numărul 11. Vreau să vă spun doar câteva cuvinte despre acest volum de poezie. Nu pot să mă laud că sunt poet. Pot să mă laud că sunt un om care îmi place să observ.
Îmi place să spun, îmi place să fiu sinceră, îmi place să fiu foarte directă, chiar dacă deranjez. Prefer să fiu urâtă pentru că spun adevărul, decât să fiu iubită pentru că sunt ipocrită. Așa că dacă cumva în versurile mele o să mă simțiți puțin mai acidă, nu fac cu răutate, o fac cu iubire, pentru că oamenii poate vor învăța din versurile mele că undeva greșesc. Această poezie se numește Comitem în viață. Comitem în viață greșeli nepermise, comitem în viață greșeli și astfel rănim oameni dragi cu știință și apoi regretăm că am greșit. Comitem în viață greșeli grosolane și nu ne asumăm că am greșit. Ce oare ne îndeamnă să facem acestea? De ce oare nu ne oprim? Comitem în viață greșeli chiar fatale și luăm chiar viața cuiva. Apoi regretăm și ne lamentăm și spunem ce grea e viața. Comitem în viață greșeli mărunțele, dar tot greșeli se numesc. De ce tot rănim și nu ne oprim să distrugem viața cuiva? Dacă am stat și am judecat o clipă de ne-am gândit, nu am mai rănit, nu am suferit, nu ne-am lamentat. Și dacă tot am greșit și tot am rănit, de ce oare nu ne asumăm că uneori suntem răi și chiar urâcioși? Degeaba ne lamentăm. Dacă noi am stat și am cugetat, nu am mai greșit, nici n-am mai rănit și nici n-am strigat, nu ne-am lamentat că viața este grea. Fericiți noi am fi împreună cu cei ce iubim. Nu ne-am lamentat și nici n-am urlat că viața e grea. Aștept un alt număr. 17. 17 este data în care se născuse mama mea, Dumnezeu să o odihnească. Și 17 este vârsta la care fica mea alege la. Da, doamna, prietena mea, Elena Oprescu, este mama a trei fete. Una din aceste fete a părăsit-o la 17 ani, în câteva zile. O fi fost eroare medicală, că Dumnezeu a văzut tot ce bună și frumoasă a fost și a vrut să o ia la El, nu vom ști poate niciodată. Prietena mea, în urma acestei despărțiri de fiica sa, a scris un volum de poezie cu sânge, nu cu carne, nici măcar cu suflet, cu propriul sânge. Am aflat destul de târziu de faptul că a avut această problemă grea, pe care eu nu mi-o pot imagina. Și refuz să mă gândesc la ea. Dar faptul că a reușit să nu se zmintească așa cum ar fi făcut orice mamă, a reușit să meargă în continuare în viață, să se bucure de celelalte două fiice, pentru mine este un bun model. Merită! Da. Poezia 17, nu o să vă vină să credeți. Elena, universul lucrează. Dorul. Așa se numește această poezie. Mi-a spus cineva cândva că dorul este un cuvânt doar în limba mea. Că nicio altă limbă el nu e. Acest cuvânt ce uneori te sfâșie. Am fost atentă în jurul meu ca să constat de așa e. Și am observat și am oftat că dorul
e mereu prezent. Când ești mic, tu ai un copil, de mamă ți-e dor de cum te scoli, o cauți din priviri și de nu o găsești, te pui tu pe plâns până învinețești. De tată ți-e dor, când nu-i prezent uneori, muncește din greu, ca să nu-ți fie ție rău. Și crești copăcer alături de frați, de care ți-e dor de cum te desparți. Apoi mergi la școală ca să nu vezi și ai colegi pe care îi iubești. Când ești cu ei, mereu vă certați. Dar când te desparți de ei, Domnul e prezent și el. De nici tu, fetiță sau chiar băiețel, prima oară te îndrăgostești. De-abia aștept să ajungi la școală. De ea sau de el, îți este dor mereu. Când ajungi la liceu, dorul este acolo mereu. Ți-e dor de mamă sau tată, de frați sau surori, de prieteni, iubiți sau iubită. Că ei departe au rămas. Ai vrea să renunți, să fii iară cu ei. Dar viața nu vrea, nu te lasă. Să te întoarcă înapoi. Prin viață vei merge, cu dorul în piept, așteptând să-l revezi pe cel ce-l iubești. Te doare și plângi, te tângui și speri că nu vei muri fără a-i întâlni pe toți cei de acolo, din sufletul tău, ce poate au plecat fără un bun rămas. Eu un număr acum. Numărul meu este de fapt norocos. Imediat, da, este ziua mea de naștere, dar acest număr al meu îi apare în basmele și ale copilăriei, dar desigur și ale tale, trei împărați, trei mere de aur, trei fete de împărat și desigur trei dorințe. Dar această poezie o dăruiesc, pe care o vei citi, unei doamne care se află printre noi, care trece acum din punct de vedere al sănătății printr-un moment mai greu, dar este o artistă foarte bună, am fost la expozițiile ei, a fost și în galeriile dumneavoastră la vernisaje, doamna profesor Maria Alexe, este cea care are o tehnică specială, este tehnica pe coș de ouă, da, este aici în sală și aș vrea să o salutăm cu aplauzele noastre, doamna Nina Poșan. Părinte sănătate și o poezie de la cifra 3. Aș vrea să fiu iarăși copil, să mai merg silitoare la școală, să învăț, să mă joc cu copiii în clasă, să mă bucur, să râd și să plâng, să fiu cea mai bună din școală. Aș vrea ca să merg la mormântul alor mei, să vorbesc cu mama și tata, să le spun că iubesc, să le spun că mi-e dor, să le spun ce durere mă apasă. Aș vrea să fiu iarăși tânără și fără de griji, să mai merg la serviciu încă o dată, să muncesc, să glumesc și să mă implic, să plâng sau să râd, dar să o iau de la capăt. Aș vrea să fiu floare sau pom sau orice, să mă bucur de soare și lună, să mă lupt cu nămeții și viscol și vânt, să florez și să cresc primăvara, iar oamenii să-mi culeagă ofranda. Aș vrea să fiu mare, ocean sau un râu, peștii să se joace în mine, să mulțească, să crească, să migreze și apoi oameni să-i pescuiască. Aș vrea să fiu o gâză frumoasă, să zbor din floare în floare, să mă bucur de ea, să mă bucur de soare și să ajut la polenizare. Aș vrea să fiu doar neluța de azi, cea frumoasă, înțeleaptă și bună. Să ascult, să ajut și să cânt, iar oamenii să mă asculte, cum le spun și în drum, ca mereu să le fie mai bine. Bravo! Exact ce îți trebuia, draga mea. Te iubesc. Mulțumesc că ești prietena mea. Mulțumesc. Eu am cunoscut-o la început ca pictoriță.
Însă, prin mesajul adresare, artista m-a cucerit. Această cucerire își are explicația în euul său. Un eu care, prin voia celui de sus, este dublat și de un alter ego. Un ego care îi definește sufletul și personalitatea. Un alter ego, cel care se află pe un drum al căutărilor. Și acel drum al căutărilor, tot prin voia celui de sus, a făcut din ea nu doar un artist, ci și un scriitor și un om de suflet pentru suflet. I-am citit prima carte unde efectiv îi reprezintă personalitatea ei, dar și sondarea celor din jurul ei, în sensul că vede și binele și răul, vede și frumosul și urâtul. Toate aceste lucruri sunt, cred, și cred că și dumneavoastră îți crede, expresia unor profunde cunoașteri a lumii în care trăim. Iar scrierile ei, picturile ei, sunt expresia acestor căutări, dincolo de care artista din sine, care se caracterizează printr-un eu foarte cultivat, pe care ea și l-a format prin harul primit de la cel de sus și astfel are capacitatea de a ne impresiona și pe noi. Aș putea spune mult despre ea, dar timpul este destul de înaintat și cred că bucuria acestei întâlniri cu acest om minunat trebuie să o sărbătorim și printr-un pahar de vin. Așa că să vă mulțumindu-i încă o dată doamnei Neuța Stăicuț, invitându-vă să luați casa de poezie și să o ascultați în liniște și atunci când simțiți nevoia. Cred că și cea despre, adică nu cred, știu sigur pentru că am ascultat-o despre info. Dar cred că ar trebui spuse câteva cuvinte despre info energetică. Da, spuneți la un moment dat, eu în cronica scrisă, care v-a spus este mai organizată decât ceea ce am pus, am discutat puțin și despre structura acestei cărți, pentru că așa se face o cronică. Dar ceea ce am uitat să spun a fost faptul că am fost chiar puțin mirată că primul meu contact cu aceste lucruri a fost un contact de audiobook. Conceptul nu este foarte nou în România, dar nu este nici vechi. Este însă foarte practic. Știm cu toții că avem din ce în ce mai puțin timp să citim. Un audiobook se poate pune la CD-ul din mașină. Este o carte care se poate auzi de la început până la sfârșit sau se poate auzi pe bucăți, pentru că fiecare capitol este un întreg weekend de rotund, pentru a vrea să-l auzi pe următorul, dar pentru a-l înțelege pe cel pe care îl auzi. De aceea, invitându-vă să luați cărțile și să-l ascultați, vă invităm și în sala de alături. Înainte să mergem să degustăm mare și cer și să ne bucurăm unii de prezența celuilalt,
va trebui să spun două, trei vorbe de unde am plecat cu aceste două volume, neapărat audio. Eu am fost comparată pe parcursul celor 60 de ani ai mei, de foarte multe ori, cu Napoleon. Eu nu fac niciodată un singur lucru. Eu fac două lucruri sau cinci lucruri în același timp. Vorbesc la telefon, mai scriu ceva, mai pictez, mai mestec în mâncare. Adică sunt așa polivalentă. Și am stat și m-am gândit. Mie îmi place foarte mult în momentul în care scriu sau pictez, ori să ascult muzică, ori să citesc o carte, ascultând-o. Și am zis, ok, dacă eu câștig timp făcând acest lucru, hai să dăruiesc acest lucru și semenilor mei, pentru că poate și ei vor să câștige timp, că oamenii mai greu stau cu cartea în mână, gândindu-se că, na, e o pierdere de timp. E un câștig sufletesc, dar e o pierdere de timp în sensul că nu pot face altceva decât să citească. Și atunci am apelat la varianta audio a celor două. Revenim puțin la info energetică. Unii dintre dumneavoastră știți, unii nu știți. Dacă nu știți, vă spun acum în câteva cuvinte. Sunt terapeut de 20 de ani. Sunt mândră că nu am abandonat drumul. Foarte mulți colegi au făcut-o la vremea respectivă. S-au mărut pe parcurs din diverse motive care le aparțin. Eu simt că, așa cum soțul meu, în ziua în care am terminat aceste cursuri, mi-a spus, Neluța, tu ți-ai găsit vocația. Asta trebuie să faci. Într-adevăr, simt că asta trebuie să fac. Primordial, așa cum vă spuneam și mai devreme, este omul pentru mine și pacienții mei ocupă locul. După aceea vin toate celelalte abilități, că scriu, că pictez, că fac alte lucruri. În cartea Info Energetică veți găsi atât de multe exemple, și nu e decât volumul 1, mai am și altele, atât de multe exemple care sunt convinsă că majoritatea veți regăsi, din păcate. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă vreo terapie înainte să verifice din sufletul lui toate sursele de informații. Și slavă Domnului că avem din belșug. Ziare, reviste, net, găsiți informații. După ce v-ați convins că acea terapie este cea care vă este necesară, procedeți la treabă. Nu vă lăsați pe tânjare. Dacă vă veți duce la un medic, vă va da o rețetă, o băgați în buzunar, plecați acasă, boala se agravează, pe bună dreptate. Și vă duceți și îl trageți pe el de urechi că nu v-ați făcut bine, mă iertați. Nu e medicul de vină, ci dumneavoastră că n-ați făcut pașii necesari să vă rezolvați problema. Ce vă pot spune? Mi-ar face mare plăcere să le audiați. Mi-ar face mare plăcere ca modestele mele gânduri să vă fie de un real folos. Mi-ar face mare plăcere să vă ajute să înțelegeți unde greșiți unii dintre dumneavoastră și să corectați acele greșeli ca să chiar să vă fie din ce în ce mai bine. Încă o dată mulțumesc și nu este o impolitețe că am lăsat mulțumirile cele mai cele mai puternice în acest moment, pentru a-i mulțumi doamnei Ales. Fără doamna Ales, acest eveniment nu ar fi existat. Doamna Alese mi-a acordat și dânsa un cec înalt și m-a invitat cu tot dragul să vin să fac această lansare aici. Vă mulțumesc fiecăruia că ați venit. Mă iertați că poate am vorbit prea mult. Mă iertați dacă vreodată față de vreunul dintre dumneavoastră am greșit cu ceva, dacă am făcut-o, n-am făcut-o sigur intenționat, ci din grabă, din inconștiență, din diverse motive, pentru care acum îmi cer iertare. Oricare dintre dumneavoastră, poate vreodată m-ați greșit, să știți că din secunda 2 după ce ați făcut-o, v-am iertat și eu vă iubesc la fel de mult. Și acum vă rog să mergem dincolo, să ciucurim câte ceva și să povestim lucruri.